impozi. Merită să urmărim această poveste plină de învățăminte. Așadar, aventurile lui Hänsel și Gretel în România. În munții Pădurea Neagră, într-un vechi castel, unde se furase tot ce a fost în el, Hänsel și cu Gretel dorm pe o lădiță, burdușiți cu bere, varză și costiță. Plecați temporar din România în Germania, ei au înființat aici Agenția de Turism Hänsel und Gretel Tour-Retour, poreclită de germani perpendiculara 45, pentru că turiștii făceau maximum 45 de kilometri perpendicular pe graniță, până când îi expulzau grănicerii. Hänsel și Gretel erau deghizați în cetățeni germani respectabili. Ziua, cu un grup mic de copii, adunau broscuțe pe care le treceau autostrada, iar noaptea cu un grup mare de adulți adunau BMW-uri pe care le treceau granița. În timpul liber făceau mult sport. Hänsel era campion la 100 de metri garduri cu televizorul în spate, iar Gretel câștigase finala de băieți de mingi în campionatul de tenis pe câmp Hanaș Manglicova de la Bonn. Într-o zi, pe când reflectau cam cum ar fi să aducă ceva turiști germani în România, au auzit la ușă o bătaie timidă în ială cu șperaclul. Was? Stai! Cine-i? Micu Paris? Din România și la treabă, când este norocul. Atunci caută-mă în grup de fraieri, sunt în excursie în România, caută-mă în vame, să nu le caute prin bagaje, un bucătar să nu-i pâlească, un ospătar să nu-i frică și o cameristă să nu le curețe din valize. Crezi că poți găsi toate astea în România? În 10 ani? Directiva Consiliului Europei. Turismul în România dăunează grav sănătății. Mergând pe principiul afacerea subțire cu o publicitate groasă se ține, Hänsel și Gretel au început imediat turnările la filmul publicitar Profitor din țara eclipsei. Încă de pe vremea lui Sergiu Nicolaescu, la orice coproducție româno-germană trebuiau îndeplinite două condiții. Românii puneau caii, iar germanii puneau botul. Așa că, în vreme ce Micu Paris monta pe un trepied o cameră video liberă, pe care o găsise într-o cameră de hotel ocupată, Hänsel și Gretel s-au așezat într-un colț cu o sticlă de vodcă și au tras dublă după dublă până când li s-a rupt filmul. Scena 4, calul 22, motor. Te distrezi de țar capacele. Hey! Ați fost țări bogate, cu peisaj de vis. Ați fost în New York City sau poate la Paris. Ați fost în țări frumoase, ați râs și v-ați distrat. Însă de prea mult bine, acum v-ați săturat. Mulți oameni pricepuți care îți iau din pungă chiar și ultimul bănuț, dar simpate și drăguți. E România, unde viața e nebună, vântul pe la noi prin buzunar răsună. Vreți să nebuniți, la noi e vina loca. Fiți fericiți, haideți la noi că-i moca. La noi e vina loca, la noi e vina loca. Scurt pe doi, Hänsel și Gretel s-au hotărât să se întoarcă în țară, să vadă cum stă treaba la fața locului. Ca să nu mai pierdă vremea cu făcutul bagajelor, ei au dat o fugă prin cartier și s-au întors cu 10 valize gata făcute. Într-o parcare, Au găsit doi bătrânei care tocmai ieșeau la pensie dintr-o rulotă, s-au urcat în locul lor și pe aici țe drumul. Pe drum i-a depășit pe fetița cu chibriturile de Hans Christian Andersen, pe băieții cu țigările de Gheorghe Colonel Truțulescu. Sunt mult în urmă lacul Levedelor din Viena, unde se terminau filmările la telenovela Inimă de Germancă. Seara târziu, au intrat cu chiu cu vai în România și au poposit lângă apa Sâmbetei, unde pe o pancartă mare stătea scris: aici au fost banii dumneavoastră. Era sediul FPS. Micu Paris coborâ din rulotă, merse până la roata din spate, după care se întoarse cu capacul. Pe capac scria blocaj. Instantaneu, sindicatul de la fabrica de rulment s-a închis șoseaua, în vreme ce din stânga sosea patronul turcan cu negocierile. Yo, check it out! Banii dați pe credite, ne umoară băncile. Wow, 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 banii ăștia de la PPS vând la turciu zinele. Wow, 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 banii. Din România e ca-n Turcia, vrei afacerea, dai ciubuc și pasargenta și șirie, mușituri nu fac nimic, am urcat intim, vă salut sitir. Acum facem un puțin interactiv, da? Când spune noi, vrei afacerea, dai ciubuc și dumneavoastră nu mai spui, da? Doi și... Nu auzim bine, da? Doi și... Mulțumim cu muzica puțin, încercam baia. Din România e ca-n Turcia, vrei afacerea, dai ciubuc și... Pasar cânta și șirie, mușitorii nu fac nimic, am urcat în timp, vă salut sitir. Mulțumim, România, București, de revedere! Mulțumim, teșecure de rin, mă așteptam la barcare din la, mulțumim! Este o vizită seara multiculturală de neuitat, la care abia asistaseră. Hänsel, Gretel și Micu Paris au urcat în rulotă, au umflat airbag-urile și s-au culcat cu capul pe ele. Din când în când în somn, Micu Paris mai călca frâna, iar clănțănitul ABS-urilor zgâlția rulota. Neputând dormi din cauza zgomotului, Hänsel coborâ până la chiuvetă ca să se dezmeticească. Dar, vai, obertinerul era înfundat, fittingurile mufate greșit, ștuțurile complet înfundate. Imediat puse mâna pe un telefon și sună la linia fierbinte pentru instalatori, InstaLine. Alo? Da, bine ați venit în universul instalațiilor fierbinți InstaLine. Alo? Da, da, alo? Să rămână, doamnă! Bună ziua! Ce doriți? Am chiuveta înfundată. Da? Cu ce sunteți îmbrăcat? Cu haine ude, v-am spus că am chiuveta înfundată. Da? Pentru haine ude apăsați? Doi! Ați apăsat? Am apăsat, da. Da. Simțiți cum urc apa în instalații? Da? Curge? Da. A, vine viitura! A plecat! Fugiți, fugiți, mă reparăm culosul musculos! músculos! Pensavam la cort, știu să scot. Se uită doamna, mă scuz. Da, doamne, mă scuz. Furtununța pălândesc. Yes, yes, yes. Mă dezbrac de paltou, mă dezbrac de paltou, mă dezbrac de paltou. Mă lungesc pe covor, bag mâna ușor. Dintr-un sășac telescop, tot, tot, tot. Deși sunt pușii aici, lumea mă crede pașii, colegii impulsii. Devine-i mediul ascii. Călătorii noștri au rămas pe gânduri. Ei vedeau foarte bine că Dracula murise de mult, că munții erau plini de cabane goale, iar mănăstirile din nordul Moldovei erau în sudul Ucrainei. Mare lucru nu era de făcut. De aceea s-au trezit din nou pe pajiștile din preajma FPS-ului. Aici un grup agroturistic de ciobani picheta intrarea cu lapte, brânză și ouă, în vreme ce funcționare FPS o puneau de mămăligă înăuntru. Din cauza găurilor din stratul de ozon, dar mai ales din cauza găurilor din stratul de buget, iarba de pe pășuni dispăruse complet, iar ciobanii umblau la păscut cu turmele direct pe asfalt. De aceea, la MTV, ei erau numiți acum Backstreet Boys. Un an în urmă aveam o turmă din fluier, eu doi neam și turma conduceam. Banii ce-am adunat în bancă i-am băgat, banca i-a investit și m-a nenorocit. Dă-mi o oaie, vine unul de la PPS, dă-mi o oaie, vine și de la industrie, dă-mi o oaie, toți miniștrii mă sunează acum, altfel te las pe drum. Crescui o oaie prin vânt și ploaie, când stătui ploaia, statul luă oaia de-o săptămână. Pustiu, 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 e în stână. Am gura strâmbă și dau din drâmbă. Dați-mi oaia, dați-mi oaia de la FPS, dați-mi oaia, dați-mi oaia și berbecele, dați-mi oaia, dați-mi toată turma înapoi, măgarul las la voi. Dați-mi oaia, dați-mi oaia de la FPS, dați-mi oaia, dați-mi oaia și berbecele, dați-mi oaia, dați-mi toată turma înapoi, măgarul las la voi. Dați-mi oaia de la FPS, dați-mi oaia, dați-mi oaia și berbecele, dați-mi oaia, dați-mi toată turma înapoi, măgarul las la voi. Măgarul te așteaptă mereu,